Hei, salutare, bine v-am găsit! În dreapta mea l-aveți pe Silviu, iar în stânga mea l-aveți pe Adi. Probabil mulți dintre voi se întreabă de ce facem lucrul ăsta, de ce ne filmăm în minunatul nostru studio și ne punem pe Facebook, pe YouTube. Ei, unul din motive clar sunteți voi, pentru că am decis începând de astăzi, din momentul ăsta, să fim mai aproape de voi. Cum? Prin a face tot felul de filmulețe de genul ăsta, de la concerte din studio, de la filmări. Exact, pe unde putem, pe la emisiuni, facem tot felul de filmulețe, le punem pe Facebook. Și noi credem că ăsta e un mod de a comunica cu voi mult mai simplu și mult mai frumos. Celălalt aspect și un lucru foarte important pentru tot ce înseamnă Sunrising este faptul că se întâmplă o schimbare. Mulți dintre voi cred că și-au dat seama, au văzut poze cu noi, decât cu noi doi filmulețe, cu noi doi pe YouTube de la concertele noastre. Sunrising din momentul ăsta va însemna Adi și Silviu. Am făcut schimbarea asta pentru că așa a fost să fie. Am decis de comun acord cu fostul nostru coleg să mergem pe drumuri diferite. El a decis să facă altceva. Noi am decis să mergem în continuare să facem treaba asta pentru că asta ne place foarte tare și iubim ceea ce facem. Probabil mulți dintre voi și-au dat seama de lucrul ăsta. Pe această cale chiar vă mulțumim din suflet pentru că ați fost alături de noi. Sperăm că de acum încolo vă vom surprinde de fiecare dată cum am făcut-o până acum. Urmează o serie de surprize, o să vedeți despre ce vorbim. Cred că pe la începutul lunii viitoare, exact, în aprilie, mai exact. Mai exact, vom filma un clip nou, piesă nouă, colaborare cu un artist foarte mișto de la noi. Va fi ceva foarte, foarte frumos și sperăm că o să vă placă foarte tare. Așadar, nu uitați, de acum înainte ne vedem tot aici pe Facebook de fiecare dată cu filmulețe de la concerte, emisiuni din spate, din culise, să-i spunem așa, și mulțumim din suflet pentru tot și susține să mai zic în continuare. Mulțumim mult!